Bună ziua! Primarul sectorului 4, domnul Daniel Băluță, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Întotdeauna cu foarte mare plăcere. Mulțumim! Pentru început, aș vrea să fac apela sinceritatea dumneavoastră și să discutăm despre ceea ce a reușit să facă până acum și ceea ce n-a reușit să facă primarul Daniel Băluță. Uh, în primul rând, spuneți-ne cum ați reușit să, spunem așa, să vă puneți în cap distribuitorii de presă din sector. Consider că nu am pus pe nimeni în cap. O vedeți, noastră, încă de la începutul mandatului și mărturie stă, dacă vreți, presa în fiecare moment al mandatului meu, atât de primar interimar, cât și de primar ales, A existat, din nefericire, destul de multe momente tensionate. Cele mai multe dintre ele au fost generate de o dorință deliberată de a prezenta o realitate distorsionată, cum este vorba și în această situație despre un așa-zis conflict cu distribuitorii de presă. Realitatea. Nu este sub nicio formă aceasta dovadă, fiind faptul că din 83 de solicitări de avize pentru amplasare uh, chioșcurie de presă, până în acest moment uh, au fost soluționate 78. Deci doar 3 avize mai sunt uh, de procesat. Împreună cu Asociația Distribuitorilor de Presă am uh, elaborat uh, un, uh, o hotărâre de Consiliu Local prin care am stabilit împreună cu și repet, regulile după care se vor amplasa chioșcurile la nivelul sectorului 4, aspectul pe care uh, chioșcurile trebuie să-l aibă în sectorul 4. Această hotărâre a fost votată în unanimitate de colegii mei consilieri locali și toate componentele acestei hotărâri au fost uh, exclusiv la propunerea uh, distribuitorilor de presă. Faptul că primăria sectorului 4 a început uh, operațiuni de modernizare a bulevardelor de lărgire, în mod uh, evident uh, a determinat ca un număr de chioșcuri de presă și uh, mărul discordiei este reprezentat de două. Deci, repet, ceea ce ați văzut dumneavoastră și această reverberație pe care o vedeți este generată de două chioșcuri de presă. Care se situează în calea lucrărilor de reabilitare pe care le avem. În mod evident, solidaritatea, cum este normal să existe în orice breazlă, a generat această percepție fundamental greșită, cum că primăria sectorului 4 se găsește într-un conflict cu distribuitorii de presă. Mai mult decât atât, a existat și această, această prezentare defectuoasă, și aici vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți printre foarte puținele instituții de presă care s-au purtat într-un mod profesionist și au întrebat și cealaltă parte. Pentru că dacă noi ne raportăm numai la o parte implicată într-o anumită situație și nu întrebăm și cealaltă parte, nu discutăm despre documente, nu discutăm despre dovezi. Bună zi, astăzi citam într-un cotidian că am ridicat abuziv chioșcurile. Vă spun cu mâna pe inimă, nu există niciun fel de contestație până în acest moment. Nu pot să identific zona de abuz în toată chestiunea aceasta. De aceea, modalitatea aceasta de lucru nu este, nu este una corectă. Nu este un tratament echitabil și imparțial. Noi am făcut toate eforturile ca acest comerț să se desfășoare într-un mod civilizat, să existe uh, măsuri concurențiale pentru uh, distribuitorii de presă să aibă condiții civilizate în care să-și desfășoare activitatea și am întreprins toate eforturile în acest sens. Mai mult decât atât, în luna iunie avem o declarație Asociației Distribuitorilor de Presă în care chiar dând și recunosc colaborarea deosebită pe care o au cu primăria sectorului 4, vorbesc despre angajamentul, despre protocolul pe care l-au semnat împreună cu primăria sectorului 4 legat de amplasarea în etape a chioșcurilor de presă. Astfel încât în momentul acesta, de exemplu, chiar nu este o problemă, este o falsă problemă ridicată de, de în foarte multe momente, dar consider că nu este o problemă în acest moment, și nici nu cred că are cum să fie o problemă cu Asociația Distribuitorilor de Presă, din două motive. Primul motiv este că onoarea trebuie să funcționeze și dintr-o parte și dintr-alta, iar al doilea motiv e unul extrem de pragmatic. Nimeni care a intrat în conflict cu presa nu a câștigat vreodată, astfel încât mi se pare absurd ca cineva să considere că ne putem lansa într-un astfel de, de conflict. Ce aveți de gând să faceți cu cele două chioșcuri care se opun, să spunem așa? Nu e nicio problemă. După ce se încheie lucrările în zona respectivă, ele vor fi reamplasate în condițiile pe care le prevede hotărârea de consiliu local. Sunt convins că și distribuitorii de presă au înțeles lucrul acesta, de altfel avem un dialog cu dânsii și sunt convins că au înțeles care este... Motivul și care este rostul pentru care aceste măsuri au trebuit să fie luate. Cum stăm cu reabilitarea blocurilor? Câte blocuri am reușit să reabilităm și câte vă propuneți să reabilitați în perioada următoare? Vreau să plecăm de la următoarea premiză. În 8 ani, în, din anul 2000. 8 până în anul 2016 la nivelul sectorului 4 au fost reabilitat un număr de 144 de blocuri. În timpul mandatului meu, deci într un an de zile am reușit să reabilităm mai mult de jumătate din, din numărul total al blocurilor reabilitate, deci un 73 de blocuri am reabilitat. Sectorul 4 se confruntă cu o serie de probleme în primul rând, are de departe cel mai mic buget de la nivelul municipiului București. Un buget în care este la, cifrat la circa 120 de milioane de euro, însă din acești bani peste 55% reprezintă cheltuieli salariale. Salariile sunt reprezentate de salariile profesorilor, care reprezintă un cuantum de aproximativ 150 de milioane de lei. De salariile pe care trebuie să le plătim, și banii sunt proveniți de la Ministerul Educației. O altă categorie de bani este reprezentată de bani proveniți de la Ministerul Muncii, unde de asemenea avem diverse ajutoare cifrate la 75 de milioane de lei și pentru cheltuielile de funcționare pentru salariile din primărie. Erau la începutul acestui an prognozate 75 de milioane. Probabil că suntem printre puținele unități administrativ-teritoriale care au redus uh, această anvelopă a salariilor pentru, propriul, uh, pentru propria funcționare, pentru că odată ce la începutul anului au fost crescute cu 20% salariile, primăria sectorului 4 risca să intre în incapacitate de plată. Uh, nu avem pur și simplu cum să supraviețuim și să și dezvoltăm un sector cu atât de multe nevoi, fără să avem finanțare. Ca atare, împrumutându-ne de la Banca Europeană de Investiții, 20 de milioane de euro, aplicând cu, până la această oră, avem 200 de proiecte pe care, 200 de blocuri pe care le dorim să le introducem pentru POR. Dorim să... S-au făcut niște eforturi extraordinare. Dorim să atingem cifra pe care am promis-o cetățenilor sectorului 4 în timpul campaniei electorale, și anume un minim de 400 de blocuri pe care doresc să-l fac în acest mandat. Vestea bună este că, până la această oră, am reușit să punem deoparte, ne exprimăm foarte simplist, să punem deoparte 170 de milioane de lei pentru anul 2018, bani pe care îi vom folosi exclusiv pentru reabilitarea termică. Banii sunt proveniți din cota proprie o parte din această sumă și iar acealtă sumă din împrumutul de la BEI. Sperăm ca proiectele noastre să aibă succes pentru la nivelul programului operațional regional și să putem obține finanțare și de la Ministerul Dezvoltării prin bani europeni. Situația în sectorul 4 este una uh, gravă și din acest motiv am și convocat uh, de mai multe ori Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru că sunt extrem de multe clădiri ce se dezintegrează. Vreau să vă spun că 85% din blocurile din sectorul 4 au peste 40 de ani vechime. Câte blocuri are sectorul 4? 1680 de asociații de proprietari sunt înregistrate la nivelul sectorului 4. Suma totală de care am avea nevoie să le reabilităm pe toate ar fi de 608 milioane euro. Gândiți-vă ce înseamnă un sector cu un buget de 120 de milioane de euro, din care scădeți cheltuielile salariale. Vă dați seama că noi nu suntem în măsura în care să facem nici măcar să cofinanțăm pentru un număr mai mare de 380-400 de unități locative, cifră de care ne și apropiem, pentru că dorim să facem un mix între împrumutul de la beire va reprezenta cota de cofinanțare pe care o vom avea pentru banii uh, europeni. Aceasta este situația la noi. Avem nevoie de sprijin și de un program guvernamental, pentru că nu este suficient și nu avem cum vreodată să avem succes doar cu bani din fondurile proprii ale primăriei, din bani europeni și am subliniat de ce, pentru că nu avem nici măcar cum să-i cofinanțăm raportându-ne la nevoile pe care le avem. Trebuie să existe un program guvernamental pentru că blocurile din sectorul 4 pun în pericol viața celor care trec pe lângă ele. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis ca în regim de urgență numărul uh, blocurilor ce vor fi învelopate să fie condiționat de amplasamentul acestora. Astfel încât am făcut un calcul de risc. Riscul cel mai mare îl avem la blocurile ce se situează pe marile bulevarde și au la parter spații comerciale. În ultimul an am avut 8 incidente. Ne-au căzut de la etajul 9 sau de la etajul 10 balcoane. Uh, au căzut. Uh, părți întregi din, din fața da unui bloc. E adevărat că ar fi cel mai simplu să vă spun că cetățenii trebuie să ocupe, cetățenii trebuie să facă. Trebuie mult mai mult decât atât, trebuie în primul rând autoritatea locală să găsească uh, soluții pentru, pentru, acestă, pentru această reabilitare și respectiv consolidare și maniera în care o facem este... Prima dată legată de bani. Pentru că nu, uh, nu mi se pare nimic mai important în momentul acesta decât de a găsi surse de finanțare, ceea ce am și făcut pentru un număr cât mai mare de unități locative. Am văzut că aveți în plan și lucrări de modernizare la Piața Sudului și Piața Berceni. În ce stadiu se află acum aceste lucrări? O veste extraordinară. Probabil că până la sfârșitul săptămânii viitoare vom ieși în SEAP cu execuția. Deci, la nivelul pieței sudului am făcut deja proiectul tehnic, am făcut studiul de fezabilitate, am făcut Daliul și, inclusiv, proiectul tehnic. De ce spun sfârșitul săptămânii viitoare? Pentru că avem de primit și spre neschimbare de la Inspectoratul de Stat în Construcții. De la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, avizul pentru uh, proiectul nostru și uh, de la Direcția de Sănătate Publică sunt singurele uh, entități care ne lipsesc. Documentele sunt depuse. Uh, săptămâna viitoare așteptăm să ridicăm uh, planșele spre neschimbare, să putem intra în seap. Piața Sudului, de exemplu, va suferi o modificare fundamentală. Este incredibil ceea ce veți vedea și în momentul în care voi ridica în SEAP, vă garantez că voi face o conferință de presă și vă invit cu această ocazie să vedeți despre ce este vorba, ce înseamnă și cum trebuie să fie această zonă, mai ales după investițiile masive care s-au făcut în ceea ce privește pasajul. Avem de asemenea o investiție pe care o începem în 3 săptămâni, vorbesc de o parcare etajată în vecinătatea pieței Sudului, exact lângă stația de metrou, o parcare pe plus 2, pe care o începem. Deci ea nu mai este un proiect, cum nici piața sudului la nivelul reabilitării ei nu mai este un proiect, este o realitate pentru că ea intră în SEAP. Am avut niște dificultăți ieșite din comun, gândiți-vă că după 30 de ani această entitate nu a avut cadastru. În interiorul ei, nu spun de ce și nu comentez că au existat și există uh, părți care sunt concesionate pe o perioadă lungă de timp, părți care sunt în proprietate privată. A trebuit să-i strângem pe toți oamenii la oaltă, să discutăm cu dânsii, uh, să le explicăm și împreună, pentru că numai așa am, uh, am reușit, împreună am reușit să punem la punct și această uh, latură de legal, care a fost nu dificilă, ci uh, extrem de dificilă. Eu sunt convins că în cursul anului următor construcția efectivă uh, va începe, astfel încât uh, undeva între luna septembrie și luna decembrie 2019, și asta va rămâne pe bandă, uh, piața Sudului uh, va fi redeschisă într-o cu totul și cu totul altă modalitate. Ce proiecte mai aveți pentru, în plan pentru sectorul 4? Ce mai lipsește în acest moment sectorului 4? Acceptând ceea ce am vorbit până acum. Am să vă spun despre niște realități. În primul rând, sectorul 4, și despre el nu vom putea discuta niciodată despre o entitate cu potențial de dezvoltare, atât timp cât nu luăm niște măsuri extrem de importante. Și anume, zona de sud trebuie transformată într-o zonă tentantă pentru marile investiții. Ce constatăm? acum la nivelul acestei zone este sufocată pur și simplu de uh, circulație. Străzile sunt uh, insuficient uh, de late. Nu există o reglementare arhitecturală pentru această dezvoltare. Ca atare am luat uh, următoarele măsuri și nu sunt proiecte, de asemenea sunt uh, realități pentru că ordinul de începere deja l-am dat. Vorbim despre lărgirea șoselei Berceni de la Piața Sudului până la șoseaua de centură și dacă vreți este pentru prima dată când am avut și o colaborare deosebită cu Ministerul Transporturilor și ne oprim exact acolo de unde dân și încep construcția pasarelei peste șoseaua de centură către Comuna Berceni. Discutăm despre extinderea rețelei de alimentare cu apă despre o stație de pompare, despre înlocuirea conductelor de gaz, pentru că toate, toată acea zonă este într-o expansiune. Discutăm despre lărgirea șoselei Turnu Măgurele, care este realmente blocată în acest moment și, în mod evident, despre lărgirea șoselei Caporaluică. Toate acestea uh, vin în plus cu realizarea puzul zonei de sud, unde propunerea pe care Uh, UAT-ul nostru a avut a fost aceea de a avea uh, o zonă cu un regim de înălțime extrem de înalt pentru că, pe de o parte, re reușim să generăm infrastructură și, pe de altă parte, ne interesează să aducem cât mai mulți uh, agenți economici. Astea sunt lucrurile pe care le facem. Nu sunt uh, proiecte, au depășit acest stadiu, și uh, deja avem, de exemplu, contracte semnate cu Luxten, să putem să extindem rețeaua de iluminat și să, să reușim să înlocuim și să mutăm stâlpii uh, de iluminat. O problemă deosebită, și uh, uh, veți vedea că va avea cu certitudine cu în continuare, o reprezintă uh, defrișarea. Pentru că Evident, ca să putem să răgim străzi, avem nevoie să tăiem uh, copaci. Da? Evident că îi replantăm, însă uh, avem dificultăți deosebite în acest sens. Ce relație aveți cu primarul capitalei, doamna Gabriela Fire? Am, uh, atât în plan personal, cât și în plan pe profesional, o relație excepțională. Și uh, vreau să vă spun cu foarte mare sinceritate că, pentru sectorul 4, nu știu câți oameni politici au făcut cât a făcut doamna primar. Faptul că discutăm despre aceste proiecte se datorează faptului că doamna primar, împreună cu Consiliul General, au trecut în administrarea primăriei sectorului 4 toate aceste obiective despre care am vorbit până în acest moment. Avem în administrare dintr-un număr de 14 bulevarde, 11 bulevarde, le avem în administrare cu un scop precis. Unele dintre ele ca să le putem lărgi, pe celelalte dintre ele să putem crea locuri de parcare, astfel încât, astfel încât în acest moment avem începute nouă șantiere, parte dintre ele pentru a crea parcări în spic pe marile bulevarde, iar cealaltă parte sunt reprezentate deja de parcări, parc în rai, de exemplu, suntem Registrăm și premiere din punctul ăsta de vedere la stația de metrou uh, IMGB este în construcție, deci nu discutăm de un proiect, este în construcție uh, Park and Ride. Avem la piața Sudului. În trei săptămâni, începe cupa de escavatori este finalizat proiectul și acesta este în perioada de uh, avizare. Uh, o parcare plus 2, de asemenea Park and Ride, la stația de metro Constantin Brâncoveanu vom avea două parcări chiar, una ce va fi finalizată până la sfârșitul anului de 120 de locuri și una de 400 de locuri care va deservi și parcul orășelului copiilor. După cum știți, avem o dispută pe linie ecologică cu Fundația Ecocivica și cu colegii noștri de la USR legată de oportunitatea de a construi o parcare în fața Palatului Copiilor, o parcare de 800 de locuri care a reprezenta o, o, o gură de oxigen pentru ceea ce înseamnă parcul, uh, orășelul copiilor, tineretul respectiv, lumea copiilor, pentru că acolo vin 50.000 de oameni în fiecare weekend. Toate aceste proiecte nu ar fi fost posibile fără sprijinul real al primăriei Municipiului București, sprijin uh, manifestat în primul rând prin uh, încrederea acordată de a primi de administrare. Aceste uh, entități. Și uh, sunt convins că toți consilierii generali ai Municipiului București nu vor fi dezamăgiți de rezultatele pe care le vom avea în urma acestui transfer de administrare. Pe final, aș vrea să lămurim puțin și un episod apărut pe un site de știri, potrivit căruia dumneavoastră ați fi tăiat baza de la școli pe motiv, citez, că nu aduce voturi. Ne puteți explica cum au stat de fapt lucrurile? Chiar aș vrea să completez și cu un articol care a apărut astăzi în ziarul Adevărul. Toate aceste, toate aceste abordări se înscriu dacă ne-am raportat într-un limbaj mai mult decât civilizat, am discutat despre fake news, am discutat despre manipulare, aș prefera să vorbesc într-un limbaj nou și le-aș numi niște mizerii. Aceste abordări fac parte dintr-un șir mai lung de mizerii pe care de-a lungul timpului le-am le trăit. În primul rând, calificarea profesională pe care o am m-ar împiedica vreodată să fac o asemenea, informa o asemenea afirmație că școala nu aduce voturi. Din două motive. În primul rând că nu am cum să cred în așa ceva. În al doilea rând sunt medic, sunt medic primar, sunt asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila, sunt un om al școlii. Mai mult decât atât, mama mea până de una zi a fost directoare în sectorul 4 la o școală generală. Copilul meu învață în sectorul 4 într-o școală generală alături de uh, alți uh, copii. Am avut și avem o viață normală, avem preocupări absolut normale. Suntem oameni care provenim din această comunitate. Astfel încât este inacceptabil și am sunat și uh, la domnul profesor care a făcut această afirmație și inclusiv la reporterul acesta și am și o posibilitatea legală de a-l da în judecat. Vedeți dumneavoastră, este simplu să faci afirmații, nici măcar neavând bunul simț să suni, să întrebei omule ai spus așa ceva, măcar e o polemică, e o dispută. Așa pot să spun că oricine a făcut absolut orice. Deci... Ați avut vreodată vreo discuție cu profesorul respectiv? Sau de unde credeți că a apărut știrea? Uh, știrea a apărut, dacă vreți, pe, uh, pe fondul unei uh, animozități, dacă vreți, generată de un șir mai lung de măsuri pe care le-am luat. V-am povestit până acum de extrem de multe proiecte și realități pe care le avem inclusiv la nivelul administrării școlilor, liceilor și grădinițelor, am luat niște măsuri importante, spun eu. Am uh, transformat primăria sectorului 4 într-o unitate centralizată de achiziții, astfel încât uh, pentru absolut tot ceea ce se întâmplă la nivelul acestor uh, entități, uh, avem uh, un cost unic. Da? Deci la școala X, la școala Y, la primărie, la poliția locală, la direcția de asistență socială, un pix costă la fel. Nu există o diferență de preț. Asta a fost, din nefericire, un lucru care a deranjat extrem de mult. Apoi, o să fie o surpriză pentru noastră. Contractul cu societatea de pază a expirat la 31 decembrie 2016. Deci, repet, la 31 decembrie 2016. Pe o perioadă intermediară, am asigurat cu resurse proprii această, acest tip de activitate. Mai mult decât atât, tocmai pentru a permite Ministerului Educației să-și facă datoria, pentru că dincolo de vorbe, legea este cea pe care o avem în față, iar legea prevede imperativ Ministerul Educației Naționale să asigure aceste servicii, iar uat nostru în limita bugetului alocat, deci este o foarte importantă nuanță din punct de vedere uh, legislativ, lucru de care absolut nimeni nu ține cont. Transformăm această problemă mai mult într-o șuietă și în prezentarea unei păreri versus altă părere. Dacă ne raportăm la cadrul legislativ, vedem în tocmai acest lucru. Mai mult decât atât, în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, reprezentantul Poliției Naționale, sector 4, a afirmat și avem lucrul acesta pe film Inclusiv pe pagina mea de Facebook postat, că nu există nicio problemă legată de siguranța elevilor la nivelul sectorului 4. Ce este important să știți despre această, această problemă, și o să-i pun ghilimele, a în școli. În primul rând, sunt două nuanțe diferite. Paza se raportează la tot ceea ce înseamnă obiecte de inventar. Și o să vă pun la dispoziție dacă doriți lucrul acesta, toate contractele pe care primăria le-a avut de-a lungul timpului cu terțe societăți, ele nu au avut niciodată ca obiect paza elevilor, siguranța elevilor, niciodată. În mod explicit negru pe alb, era vorba despre paza obiectelor de inventar. Acesta este punctul 1. Siguranța elevilor este atributul exclusiv al Ministerului Educației Naționale, pe care le-am înștiințat prin intermediul SMB-ului încă din luna februarie despre situația în care uh, ne găsim că nu avem posibilitatea materială. Mai mult decât atât, de-a lungul timpului, inclusiv în plan personal, am suferit uh, o sumă de amenințări uh, care au avut, dacă vreți, un, un apogeu, inclusiv prin. Și asta este o plângere care există la, la poliție, inclusiv. Uh, copilul meu a fost amenințat că va fi răpit, uh, soția că va avea probleme, și inclusiv eu că voi avea probleme. De ce? Pentru că discutăm despre o sumă de 6 milioane de euro care a fost alocată acestui uh, tip de activitate. Faptul că, la nivelul. Uh, la nivelul acesta vedem și după o lună de zile diverse pusee de acutizare ale legătură cu anumite interese pe care voit pe care, care voi sunt activate. Ori acest lucru nu este posibil. Acum vă spun real și vă spun ca părinte. Gândiți-vă că marea majoritate a celor care realizau aceste măsuri de pază, nu de siguranță, de pază, aveau ca și vârstă undeva la 60-65 de ani. Dacă dumneavoastră credeți că un, uh, un senior la 60-65 de ani poate să aibă grijă de 1000 de elevi sau 1500 de elevi odată, nu știu, am foarte mari rezerve, cel puțin, cel puțin foarte mari rezerve. Iar ca pentru acest tip de activitate să plătesc 6 milioane de euro într-un an, mi se pare Că trăim în alt film. De aceea și vedem această presiune și de aceea vedem această manipulare grosolană și ordinară din partea unor terțe uh, entități. Toate aceste, toate aceste entități au un singur scop să continuăm în aceeași, uh, în aceeași formulă să avem în continuare uh, cheltuiel pe uh, acest segment uh, al uh, firmelor de pază. În momentul în care. Nu corespunzi și nu faci, după cum vedeți, ceea ce uh, îți sugerează o anumită entitate, vedeți ce se întâmplă. Da? Brusc. Uh, voturile, uh, brusc. Nu, uh, nu e bine să te ocupi de școli că ele nu aduc voturi. Brusc, ești cel mai rău om de pe planetă și există suficient de multe entități care întrețin uh, această stare. Chiar o să vă rog să citiți... Uh, un articol care a apărut astăzi în ziarul Adevărul este șocant ceea ce scrie acolo. Este șocant, este șocant unde am ajuns din punctul ăsta de vedere. Rețineți, un reporter care scrie fără să vorbească, deci nici măcar nu a întrebat. Da? Măi, e adevărat lucrul ăsta? Ce părere ai? Cum, cum de altfel discutăm și cum de altfel e nu, Nu, direct. Nici mai are să ce punct de vedere să mai spui. Știți, vă cal cu mașina și după aceea. Vă pun să-mi dați un punct de vedere legat de faptul că vă curge sânge. În acest moment, cine asigură paza elevilor în școli din sectorul 4? Siguranța elevilor, repet, este atributul Ministerului Educației Naționale. Există două categorii de unități școlare. Uh... În mod normal ar fi trebuit, așa cum și eu am făcut școală, și dumneavoastră a făcut școală, și sunt convins că și dumneavoastră a făcut școală, noi nu am avut filme de pază în momentele respective, ci am avut angajați de către Ministerul Educației, am avut <coughs> paznici. Unele școli au paznici, de exemplu, liceul la care dumneavoastră faceți referire și la care uh, directorul spune că e o nenorocire și că fochistul se ocupă de treaba asta, are în grila de salarizare trei posturi de paznic. Este absolut incredibil lucrul acesta. Deci, trei posturi. Există o serie de unități care deja au acest lucru. Cam 60% dintre unitățile școlare au cel puțin un post de paznic. În mod normal, Ministerul Educației trebuia să facă același lucru pentru toate unitățile școlare. Tocmai pentru a veni uh, în întâmpinarea acestor lipsuri, uh, am compensat prin două măsuri. Pe de o parte, avem 10 mașini de intervenții ale poliției locale Sector 4. Ce pot ajunge în orice clipă, în orice locație sunt solicitate. Avem patrulele constante pe care poliția locală le are și sunt masate pe durata desfășurării cursurilor în vecinătatea unităților școlare, iar pentru partea de pază efectivă avem uh, uh, sisteme de supraveghere montate la intrarea în fiecare școală. Uh, astfel încât uh, încercăm să suplinim cât putem de mult uh, toate aceste, toate aceste neajunsuri. Vreau să vă spun că este o situație ingrată în care te găsești. Cel mai rău și cel mai urât lucru în această viață și vă spun asta ca medic este să ajungi să uh, uh, împarți sărăcia. Suntem săraci. Nu știm și vreau să mă credeți la nivelul problemelor pe care le avem, nu știm ce este mai important ce e mai important? Să ne ocupăm de balcoanele care cad în capul oamenilor? Să încercăm să găsim formule de a suplimenta lipsurile pe care le avem în materia uh, uh, pazei la nivelul școlilor? Uh, să obținem bani să aducem școlile la un, la un nivel acceptabil pentru a avea aviz uh, și autorizație de securitate la incendiu pentru ele? Să dezvoltăm uh, sectorul pentru că altfel nu va veni nimeni să investească în el, și nu vom avea niciodată un buget acceptabil, este foarte dificil, și toată această situație presupune uh, o, o anumită putere de a lua decizii. Cu certitudine, deciziile pe care le luăm nu sunt cele mai plăcute, nu sunt au legătură nici cu ambiția, nici cu încăpățânarea. Sau cu dorința de a, de, de a dovedi cuiva ceva. Pur și simplu este o realitate crudă în care ne găsim. Este ca într-o familie în care avem extrem de multe nevoi. Numai că posibilitățile pe care le avem sunt limitate la ceea ce se poate. De aceea, această situație ingrată, și asta mai întâlnit-o inclusiv la momentul în care distribuim locuințe sociale, și trebuie să cântărim care cetățean este mai sărac decât al cetățean este, este dacă vreți, din punct de vedere din punct de vedere al conștiinței pe care fiecare dintre noi o are și ca medic este o situație oribilă vă rog să mă credeți, este oribil lucrul acesta însă sunt decizii pe care trebuie să le iei dacă vrei să ajungi undeva pentru că avem nevoie de siguranță, avem nevoie de pază, avem nevoie de dezvoltare, avem nevoie, avem nevoie de foarte multe lucruri. Toate lucrurile acestea se fac cu finanțare, ca să putem să dezvoltăm, să discutăm despre proiectele pe care le-am spus. Vedeți, despre ele nu vorbește nimeni, ele nu sunt suficiente și probabil că așa este în viață. Eu vin dintr-o lume normală, n-am avut veleități nici de politician, nici de altceva. Vin dintr-o lume normală, vin dintr-o lume universitară și sunt uh, uh, destul de clar în abordarea pe care o am. Nu există, nu putem să discutăm despre. Măsuri sociale fără să avem posibilitatea să dezvoltăm comunitatea. Dacă nu dezvoltăm comunitatea și dacă nu punem accentul pe crearea unor condiții pentru a avea cât mai multe societăți comerciale dacă crește baza de impozitare, nu o să putem <coughs> discuta decât despre lipsuri. Și ne vom plânge, fie că eu sunt primar sau că va fi altcineva primar, eu vom plânge în continuu despre neajunsurile pe care le avem, pentru că niciodată nu vom avea suficient pentru a ne îndeplini nevoile. Domnule Băluță, eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm ori de câte ori mai avem subiecte de despătut pe la noi. Vă mulțumesc, e o reală plăcere și uh, vreau să vreau să apreciez extrem de mult. Uh, Deschiderea pe care o aveți, și uh, destul de rar, și o spun cu durere în suflet, destul de rar se întâmplă uh, să găsești entități care au această disponibilitate de a asculta uh, uh, ambele opinii. De obicei uh, lucrăm cu opinii fabricate, ori. Uh, ori uh, dumneavoastră nu faceți asta, și îmi place teribil de mult, și de aceea apreciez și sunt un cititor uh, fidel al uh, dumneavoastră. Vă mulțumim. Sănătate să fie și mulțumesc și eu. Mulțumim.